Domnule, domnule președinte, în partea noastră... Pâine cu sare. Să pune puțin ca o furnicuță. Gazda noastră și președinta noastră de la Tineret. Soția mea și gazda noastră, domnule președinte. Doamne ajută! Văzându-se înconjurat de foarte mulți tineri, Ion Iliescu și-a adus aminte de anii tinereții și a simțit nevoia să povestească despre cartea la care scrie în prezent. Candidatul sa noastră a trebuit foarte timp în viața politică. De 1948, aveam 18 ani, a fost creată o organizație națională a elegilor, spre exemplu. UAER, Uniunea Asociației de Elegi din România. Eram elev de liceu în clasa a 7-a, deci penultima. Aveam 211 luni la Spirul Arenț și am constituit asociații de elevi pe licee și am avut o conferință națională în sala Facultății de Drept din București și s-a ales un Consiliu Național al Elegilor. Eram puștat de 11 ani. Când am fost ales secretar al Comitetului Central al UAER-ului. Președintele era un alt elev cu un an mai în vârstă decât mine, de la Șinhe, președintele organizației, secretar general Rombea de Lungiu Industrial. Deci, puștat de 18-19 ani, ne-am asumat răspunderea conducerii unei organizații naționale. Deputatul de Giurgiu, Nicolae Florian, a fost încântat de vizita președintelui Ion Iliescu și a declarat că se simte onorat să stea lângă un om de mare valoare. Domnule președinte, bine ați venit în schimbul organizației municipale a Casei de Giurgiu. Sunt foarte mulți tineri care vă iubesc și vreau să vă urmeze modelul dumneavoastră de forță, echilibru, toleranță, consens și modelul dumneavoastră de om politic. Eu vă mulțumesc mult că ați dat curs invitației noastre, suntem onorați, Giurgiu este onorat și vă asigurăm că vom face tot ce ține de noi pentru a deveni oameni politici așa cum dumneavoastră doriți și cum țara dorește. Înainte să părăsească sediul cabinetului parlamentar al lui Nicolae Florian, Ion Iliescu a mulțumit tuturor pentru căldura cu care a fost primit.